Cei patru indivizi care în urmă cu o săptămână au atacat cu macete pe un bărbat de 33 de ani pe o stadă din Brăila au fost prinși de poliții și duși în arest pentru 30 de zile. Potrivit unor surse judiciare, atacul a fost planificat de cei patru indivizi care fac parte dintr-o grupare rivală cu cea a bărbatului. În urma atacului, victima a suferit răni atât de grave încât medicii au fost nevoiți să-i amputeze brațele. În plus, anchetatorii au făcut percheziții la 20 de domicilii pentru a căuta probe care să ajute în ancheta. Cei patru, doi cu vârsta de 18 ani și doi de 22, sunt cercetați pentru tentativă de omor.